Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă arăt ceva tare. O mufă RG45 CAT5E mai specială, pe care eu am căutat-o de ceva vreme. Tot am postat, chiar am postat pe grupul electricienilor, grupul meu al electricienilor. Cei care nu știți grupul meu al electricienilor, îl căutați, este o harta României ca un puzzle, așa. Acolo mă găsiți și pe mine, că mulți mi-ați scris unde te găsesc, pe care grup, că deja s-au înmulțit grupurile astea de, zici că suntem atât de mulți încât nu încăpem unii de alții, dar de fapt și de drept suntem aceiași mai mulți pe toate grupurile, știi? Mă rog. Ideea e că pe mine mă găsiți doar acolo. Și eu căutam la un moment dat acea mufă RG45, o mufă mai specială, și n-am găsit-o nicăieri. Bine, am găsit-o undeva pe niște site-uri din China. Mi s-a părut extraordinară ca mod de, să spunem așa, de construcție, constructiv vorbim. Și o să vă explic și o să vă arăt și de ce. Acum fac doar intro. Nu vă uitați așa la fața mea că sunt obosit. Am plecat ieri de dimineață, am plecat la Suceava, am lucrat toată noaptea, am dormit puțin, câteva ore, două ore, trei ore, după care am plecat iarăși pe meleagurile Moldovei și sunt într-o continuă mișcare și am lucrat alături de un colaborator, un coleg, de altfel, cum v-am spus, în general, motivul pentru care vreau să strâng comunitatea asta și să practic să formăm o comunitate frumoasă de electricieni, practic este pentru că vreau să ne sprijinim. Uite, spre exemplu, am avut nevoie de ajutorul anumitor colegi în anumite puncte a țării și am avut de unde să aleg, adică practic am spus, băi, am nevoie de cineva. Sigur, imediat, hai că te ajut eu. Ăsta este scopul de fapt. Da? Și ușor, ușor, practic am găsit și avem oameni capabili, oameni cu potențial extraordinar în fiecare zona țării. Și ușor, ușor vreau ca să distribuim proiecte la nivel de țară, da? Nu ne bazăm doar că, domne, uite, vine Chelaru și se duce nu știu pe unde să facă nu știu ce instalație. Nu. Chelaru o să poată să garanteze pentru colegi, da, bine intenționați, bine pregătiți, pentru că, spre exemplu, ca să vă dau un exemplu, am lucrat cu un coleg care nu-l cunosc de mult, ne știam doar de pe grup și am lucrat cu el azi noapte, practic a venit și m-a ajutat într-un proiect și am constatat omul foarte, foarte bine pregătit, a lucrat în Marea Britanie, avea Golden Card, de fapt avea un card Golden Card și un card de manager, nu știu exact, unul negru. Cert e că era super omul. Mai mult decât atât, avea și tot ce ai nevoie. Deci tot, avea o mașină făcută, pregătită pentru orice intervenție, pentru orice lucrare, da? Cum să nu-l promovezi? Da? Și asta îmi și doresc, să promovez oamenii ăștia, să cei care sunteți buni, da? Trebuie să fiți promovați. Și dacă eu am ajuns aici, de ce lucrările bune? Lucrările bune trebuie să facă la nivel național. Să ne ajutăm unii cu ceilalți. Am nevoie de un proiect acolo, te-am sunat, mă ajuți. Ai nevoie de un proiect aici, vii, te sprijin. Ăsta este rolul nostru. Restul, care sunteți cu gura, stați liniștiți. Noi știm că ne descurcăm. Cert este că comunitatea crește din ce în ce mai mult. Ne împrăștim la nivel național din ce în ce mai bine. Sunt foarte mulți care se întorc în țară din N motive, dar sunt foarte, foarte bine pregătiți, foarte harnici, ceea ce știți și voi la noi, generația asta care le place munca, cu ghilimele de rigoare, da? Ideea e clară. Eu vreau să formez o comunitate, să ne sprijinim, să ne ajutăm, da? Am nevoie de o informație. Tu, spre exemplu, ești mai bine pregătit pe anumit
pe anumită ramură, da? Că și electricitatea asta, știți și voi, că se împarte pe mai multe ramuri. Nu este doar așa. Știi tu că le știi pe toate. Nu le știu pe toate, dar uite, am în spate oameni care mă pot sprijini în anumite proiecte. Și pe asta trebuie să ne bazăm. Mai mult decât atât, sprijinim și cei care sunt la început de drum. Băieții care abia ies pe din băncile școlilor de profil, vin alături de noi, îi ajutăm să vină, să pună mâna, să vadă cum e, să-i instruim, să înțeleagă cum se face. Până ajunge să se pună pe picioarele lor, trebuie să treacă printr-un filtru, nu? Toți am avut un maestru de la care am învățat, ne-a învățat cum să strângem cu șurubenița, nimeni nu s-a născut învățat. Ok, haideți că m-am lungit. Vreau să vă arăt mufe, da? E vorba de mufele RJ45. Sunt două mufe care seamănă izbitor de mult, dar au ceva diferit. Și pentru asta, acum că tot am plecat pe la PMLA-urile Moldovei, o să mă opresc undeva să mănânc ceva bio, adică la curtea de la țară, unde mai găsim ceva natural. Și cu ocazia asta o să vreau să vă arăt ceva interesant, sigur o să vă prindă bine. Singura problemă este că de aici am plecat, când am lucrat cu colegul nostru, pe care o să vreau să și promovez, și nu numai pe el, vreau să urmeze promovare la nivel național pe fiecare zonă în parte, da? A colegilor care într-adevăr au investit în ei și merită asta. Și nu cer nimic în plus, credeți-mă, da? Cine mă știe, mă știe, nu vin să vă cer nu știu ce, să... Nu, nu. Dacă într-adevăr sunteți oameni serioși și bine intenționați, vă ajut cu cea mai mare plăcere, da? Cert este că colegul meu, deocamdată nu vreau să-i pronunț numele pentru că nu e frumos până nu am acceptul lui. Eu vă spun din punctul meu de vedere cum s-a întâmplat. Știți cum e, cei profesioniști în momentul în care se întâlnesc încep să se laude. Bă, ia uite ce sculeam, ia uite ce aparat de măsuram, ia uite ce testeram, ia uite ce bormașină am, păi de-aia am și eu. La mea e mai șmecheră, știi? Așa e ca la noi, ne bucurăm ca copiii aia. Cert e că avea multe lucruri aduse din Marea Britanie, că acolo lucrat, cum am v-am spus, a lucrat vreo 10 ani, de care nu știam, o parte din ele nu știam de ele, și mi s-au părut extraordinar de eficiente, da? În general, la noi, cum știți și voi, se promovează foarte mult produsele aduse din Germania și din Italia, Belgia, dar mă rog, cam acolo, partea asta de Germania e cam la modă, bine, și China, asta, China și Turcia e acolo, lângă noi. Cert este că am văzut câteva chestii aduse din Marea Britanie cu care omul lucra și care mi s-a părut extraordinar de tari. O să vreau să vi le prezint, printre care sunt și aceste mufe de care vă spuneam. Mă rog, aici am o mufă pe care o folosesc eu și o mufă pe care mi-a arătat-o el, de fapt aia care o și căutam eu, de care vă spuneam. Dar este o mufă foarte utilă. Cert este că le căutam de ceva vreme, acum am pus mâna pe ele și o să fac o mică prezentare din care să vedeți și voi cum și practic o să fac un patch cord de 2 metri și o să vedeți atunci ceea ce v-am prezentat, despre ceea ce vă spun. Așadar, prieteni, pot semne că o să fie tot una de asta needitată, că sunt pe drumurile patriei și nu prea am timp, așa că cu telefonul mai filmez și acolo și acolo, sper să vă prindă bine, sper să vă placă. Și sper să-mi fiți alături, că până la urmă asta ne leagă. Important e să fim uniți. Dacă suntem uniți, avem toți de câștigat. Dacă nu, nu putem decât să ne înjurăm unii pe ceilalți și cam atât. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată referitor la măști. Măștile, v-am spus, sunt, am cam rămas fără ele. Mai am câteva și trebuie să mai fac. E cert este că am avut un feedback foarte mare, oamenii vor să mă susțină, ceea ce este extraordinar. O să mai fac, am avut vreo 50 de bucăți, deci nu am avut vreo 5.000 ca să credeți că m-am îmbogățit. Cert este că
în mare parte s-au dat. Deci încă o dată vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și aveți pentru încrederea acordată, și consider că acest feedback de la voi face mult pentru mine și sincer nu mă așteptam, așa la nivel de hai mă, ia-mi și mie, dă-mi și mie o mască dintre aia că na. Pentru mine face mult lucrul ăsta, încă o dată vă spun, vă mulțumesc din suflet. Ideea măștii de fapt și de drept a fost pentru că în general am spus că vreau să mă întâlnesc cu voi, vreau să leg relații, da? De pe urma căruia să câștigăm împreună fiecare câte ceva. Deci, ba informații, ba un sprijin la anumite proiecte, ba colaborări unde știți și voi, în lipsa angajaților, în lipsa oamenilor, ne putem sprijini unii pe ceilalți, ba în anumite proiecte unde tu poți să faci partea de curent star, iar eu pot să fac partea de curent slab și invers, ba un sprijin de parte de consultanță, logistică, etc. Deci, ideea e clară. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați girat încrederea și sper să nu vă dezamăgesc. Vă las să urmăriți acel patchcord făcut cu mufele speciale și mai departe aștept comentariile voastre. Am revenit în studioul meu de la țară. Mi-am amenajat aici un studio special, un laborator unde vă voi prezenta cum funcționează sau care este diferența dintre aceste mufe. După cum observați, am un fundal frumos cu flori naturale, că așa e frumos să ai și flori. Ce vreau să vă spun înainte de toate este faptul că eu utilizez, nu am avut cablu UTP la mine și o să utilizez cablu FTP. Cablu FTP față de cel UTP are o tresă peste. Practic este un ecranaj de metalic, este o bandă metalică care ecranează cablu. Până la urmă nu ne interesează partea asta, în mod normal pentru cablu FTP se utilizează mufe cu parte metalică, da, care pot da continuitate și acelei părți metalice. În momentul de față vreau doar să vedeți ce știe să facă această mufă sau, mă rog, cu ce este mai deosebit această mufă față de aceasta. Din acest motiv o să fac un patchcord la capătul căreia o să avem într-o parte o să avem mufă normală și într-o parte mufa asta specială. O să începem cu mufa normală. O să le fac mai repede așa cu foarfeca că m-am obișnuit. Da, cum v-am spus, tresa asta metalică, dacă utilizăm mufe special pentru FTP, atunci nu trebuie tăiată. După care se desfac perechile. Poate acest tutorial o să vă prindă bine și pentru momentul în care faceți mufe. Nici nu știu dacă am făcut până acum vreun clip prin care să vă arăt cum se fac aceste mufe. În fundal se aud păsărelele care cântă foarte frumos. Da, eu mă cam mir că la noi la București nu prea cântă nimic. Sunt astfel de păsări care cântă. Bun. Alegem, după ce le-am îndreptat, luăm portocaliu, portocaliu al portocaliu, verde alb, albastru, albastru alb, verde, maro alb, maro. Da, le aliniem pe toate. Da, imediat. Încă o dată, portocaliu al portocaliu, verde alb albastru, albastru alb verde, maro al maro, da? Le prindem de aici pe toate, le detensionăm pentru că ele sunt torsadate aici și de asta sunt tensionate. Mergem pe lungimea lor, începem și le întindem, le tragem sus jos, stânga dreapta, ca ele să practic să se unească una cu cealaltă. Da, ne mai uităm o dată, portocaliu al portocaliu, verde alb albastru, albastru alb verde, maro al maro. Bun, până aici e bine, da? Le-am îndreptat. În cazul de față, știind că este mufă normală, o să le tăiem normal, mai scurte. Da? Voi puteți să o faceți și cu testerul.
Da, ne mai uităm o dată înainte să băgăm mufa. Portocaliu al portocaliu, verde al albastru, albastru al verde, maro al maro. Ne asigurăm să nu fie marginea, ne uităm în partea asta ca conductoarele, firele să fie până în capăt, vedeți? Unde o să calce această clemă metalică pe ele și să le prindă. Ne uităm și în partea asta altă și apoi ne uităm și în partea de sus. Da? Ne asigurăm din nou că corespondența firelor este ok. Da? De la stânga la dreapta, portocaliu al portocaliu, verde al albastru, albastru al verde, maro al maro. Da? Luăm cleștele de setizat și mufăm. Până aici nimic nou, nimic diferit. Haideți să trecem să vedeți ce știe să facă și această, sau mă rog, cu ce este mai diferit această mufă. La fel, trebuie să le îndreptăm pe fiecare în parte. Încercați să le faceți din prima mai lungi, nu foarte lungi, mai lungi, ca să puteți să lucrați cu ele. Cu cât le faceți mai scurte, cu atât ele să fie foarte tensionate, să spun așa, și o să se îndrepte mai greu și o să lucrați cu ele mult mai greu. Plus că nu plânge nimeni dacă mai tăiați puțin mai mult. Da? Bun, le-am îndreptat, după care începem, da? Portocaliu al portocaliu, verde alb albastru, albastru alb verde, maro alb maro. Le prindem pe toate. Adică le-am prins greșit. Portocaliu al portocaliu, verde alb albastru, albastru alb verde, maro alb maro. Prindem de aici, să ne asigurăm că le-am prins bine. La fel, ne apropiem cu mâna în față de margine și încercăm să învârtim puțin cablul ca să detensionăm, da? Apoi mișcăm mâinile așa, da? După care mișcăm și așa, astfel încât ele să se alinieze una lângă cealaltă și le strângem ferm, da? După care ne asigurăm că ele vor fi tăiate drept. În cazul de față o să le tai mai lungi, imediat o să înțelegeți de ce. Le-am tăiat drept. Luăm această mufă specială și fiți atenți acum ce se întâmplă. Observați, nu? Da? Ce ați observat? Practic, acum pot să văd că aceste fire, aceste conductoare, îmi ies din mufă. Deci, știu sigur că întotdeauna problema era legată de faptul că într-o mufă de asta, de multe ori, nu știai dacă ți ajung toate firele aici, pentru că în partea centrală nu întotdeauna se văd. Și atunci dacă îți lovește în marginea asta din interior, da? Observați și aici, dacă îți lovește marginea un fir, un conductor, practic ți-l blochează și tu de multe ori nu-ți poți da seama. În momentul de față l-ai scos așa, după care din nou l-ai tăiat. Mare atenție, nu se sertizează și apoi se taie, pentru că nu mai poți tăia din cauza faptului că are marginea asta. Și mai mult decât atât, ele pot să rămână în scurt. Da? Noi tăiem, da? Am tăiat destul de bine, după care secretul este să-l tragem înapoi. Da? Deci vedeți, observați? Le tragem și ne asigurăm că le vedem aici pe toate. Observați? După care luăm cleștele de sertizat, ne asigurăm că nu, că sunt acolo și apăsăm. Da? Interesant, nu? Nu spun faptul că nu se face mai ușor, să zic, se sertizează sau se execută procedura de lucru, e mai rapidă. Nu. Dar pur și simplu faptul că le vezi ieșite îți garantează faptul că se prind aici destul de bine. Acum luăm un tester, îl dăm
Ia să vedem dacă am făcut treaba bună. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Deci, așadar, prieteni, se pare că mi-am făcut treaba bine utilizând aceste mufe. E bine de văzut și bine de lucrat cu ele. Cine știe, poate vă prinde bine la proiectele pe care le aveți. Până la urmă, de asta sunt aici. Nu le știu pe toate și în momentul în care aflu anumite lucruri, vi le împărtășesc și vouă, mă rog, lucruri care consider că vă prind bine și vouă, bineînțeles, că altfel așa să ne lăudăm unii la alții că avem unele mai bune și față de ceilalți, este loc și în altă parte. Așadar, prieteni, vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și nu uitați, rămâneți pe fază.